Ce strategii de apărare ia în considerare Republica Moldova? Strategia de apărare, bine, în primul rând, noi nu suntem amenințați de o invazie militară rusă, trebuie să fie clar lucrul ăsta. Însă consecințele unei invazii a Federației Ruse în Ucraina se vor răsfrânge, așa cum am spus, și asupra noastră. Vom avea, de exemplu, migranți, refugiați mai mulți din Ucraina. Ar putea fi deraiate relațiile noastre comerciale și cu Ucraina și cu Federația Rusă, iar acest lucru sigur va lovi în întreprinderi și concrete din Republica Moldova și în cetățeni concreți din care munca cărora depinde de exporturile de fructe și alte produse pe piața Federației Rusă și a Ucrainei. Și atunci sigur că noi contăm pe susținerea materială, financiară a Uniunii Europene. Sigur, se discută anumite necesități deja cu Uniunea Europeană, nu pot să le menționez aici, dar noi suntem în discuție cu Uniunea Europeană, astfel încât să evităm o agravare a crizei economice și sociale în Republica Moldova. Uniunea Europeană deja, în fond, ne-a ajutat în parcursul acestei crize energetice care a început în toamnă cu asistență financiară, astfel încât să putem compensa, de exemplu, unor categorii vulnerabile a societății noastre, prețurile crescând de la încălzirea termică și în viitor și la energie electrică. Dar, bine, sigur, urmărim tot ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Sunt create mecanisme de coordonare și de monitorizare acestei situații. Mesajele care au venit din partea prim-ministrului Ciucă în cadrul ședinței comune de guvern de la Chișinău, precum că România va fi alături de Republica Moldova și așa cum a fost de fiecare dată și umbrela de securitate care se extinde asupra României ne va apăra și pe noi, deci contăm foarte mult pe acest lucru. Deci, cred că astfel de mesaje sunt bine notate și la Moscova și în Transnistria și dânșii vor lua decizii corecte.